După ce a anunțat că va lipsi de la sesiunea săptămânală de întrebare-răspuns din Parlament pentru a face campanie pentru Uniune în Scoția, David Cameron a precizat că restul Regatului Unit dorește ca Scoția să rămână în regat. Voi face tot ce pot, a spus premierul. În final, rămâne ca oamenii din Scoția să decidă, dar vreau să știe că restul Regatului Unit vrea ca ei să rămână, a declarat David Cameron. Potrivit unui sondaj, numărul celor care vor spune nu independenței Scoției a scăzut la 39% de la 45% luna trecută, în timp ce susținerea pentru da a crescut la 38%.